domnului Ciobanu, care cred că este pentru prima dată la noi la institut. De acum nu trebuie să aveți emoții. Facem un pas mai departe în timp, nu? Da. Și ne întrebăm de la 1.78 până începutul bisericul 20. Vă rog. Nu e nevoie să stați în picioare, dacă vorbiți mai comod de jos. Vă mulțumesc, doamnă și domnul. În primul rând, dați-mi voie să felicit organizatorii pentru inițiativa pe care au avut-o de a organiza această masă rotundă și, în al doilea rând, să-i mulțumesc personal domnului Vasile Guga pentru invitația pe care mi-am făcut-o și pe care am acceptat-o cu mare plăcere. Dacă mi-este cumva permis să folosesc această figură, mi-este cumva domnul Marea Soaia mi-a ridicat mingea la fileu. Urmează ca eu să văd dacă dau cu capul mai departe după 1878 sau mă opresc. Aș putea spune câteva cuvinte, dacă aș putea găsi câteva cuvinte pentru relațiile română-ruse la sfârșitul secolului al XIX-lea, le-aș defini în felul următor. De la depărtare la apropiere, de la o tensiune la o îmbunătățire. Și văd aici două momente semnificative. Pe de o parte, anul 1878, ca limită cronologică inferioară, și anul 1898, marcat de vizita regelui Carol în Rusia, ca limită cronologică, limită cronologică superioară. Legat de ce a spus domnul Stroia mai devreme, într-adevăr, în 1878, Rusia a recunoscut independența României. Dar, mai departe, a acordat agentului diplomatic al Rusiei la București doar statutul de ministru rezident. Normal, pasul ar fi fost ridicarea acestui agent diplomatic la nivel de ministru plenipotențiar și a agenției diplomatice de la București la nivel de legație. Acest lucru nu s-a întâmplat. I-a acordat ministrului doar rangul de ministru rezident, ceea ce a nemulțumit profund clasa politică românească, cât și pe regele Carol I. Mai mult, baronul Stuart stă la București până în februarie 1879, când în locul său, Rusia nu trimite un alt ministru, măcar cu același nivel și anume, măcar un ministru rezident, ci îl numește pe consulul rus de la Iași, Alexandru Iacobson, cu titlul de însărcinat cu afaceri. Rusia, abia în noiembrie 1880, decide ca ministrul rezident, da, de la București să fie ridicat la următorul nivel și anume cel din ministru plenipotențiar, iar agenția diplomatică la nivel delegației. Dacă ne uităm așa la cum au reacționat celelalte mari puteri, o să vedem că Austro-Ungaria în 1878, în septembrie, face acest pas, Imperiul Otoman de asemenea, inclusiv Germania, Marea Britanie și Franța, care au recunoscut independența României abia în februarie 1880, fac imediat același pas. Ridică statutul agenților diplomatici la statutul de ministru plenipotențiar. În schimb, Rusia abia în noiembrie 1880 și primul ministru plenipotențiar al Rusiei la București a fost Leon Uruzov, care avea să stea în post timp de 5 ani de zile până în anul 1886. Acest gest a nemulțumit cumva clasa politică românească, cum spuneam mai devreme, și pe regele Carol I. Aș împărți cumva perioada 1878-1898 în trei perioade, în trei etape, în ceea ce privește relațiile româno-ruse. O primă etapă, 1878-1883. A doua, 1883-1893. Iar cea de-a treia, 1893-1898. O primă etapă, 1878-1883, este perioada în care liderii politici, în care factorii decizionali de la București fac câțiva pași spre orientarea României spre Austro-Ungaria și Germania și spre semnarea la 30 octombrie a alianței cu Austro-Ungaria, la care Germania a aderat în aceeași zi. Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, credem că această orientare a fost cumva determinată și de relațiile tensionate care au existat între România și Rusia pe parcursul anului 1878-1883. A fost permanent o neîncredere reciprocă între cele două state, mai ales după momentul 1878, când cele trei județe din sudul Basarabiei au revenit din nou în componența Imperiului Rus. Sunt câteva elemente care ne-au determinat pe parcursul cercetării din ultimii ani să ajungem la această concluzie. Așa cum am spus mai devreme, această situație cu ministrul rus prezident de la București. Apoi, un alt factor, chestiunea Raptabiei din februarie 1879.
da? Legat de fortăreața din Dobrogea. Și aici au existat disensiuni între partea română și cea bulgară. Evident, partea guvernul rus a sprijinit guvernul bulgar. Se putea ajunge ca cele două armate care luptaseră împreună la 1877 să se confrunte la 1879. Nu a fost cazul. Nu s-a ajuns, însă a existat o situație tensionată în februarie 1879. Un alt moment pe care îl consider important. Încercarea lui Grigore Mihail Sturzi în anii 1879-1880 de a crea un curent favorabil spre o alianță cu Rusia. Nu era, din punctul nostru de vedere, momentul favorabil. România avusese deja experiența războiului din 1877, când cele două armate cooperase împreună și astfel încât Grigore Sturza nu și-a ales bine momentul. Și-a creat un ziar propriu, Democrația Națională, și-a înființat un partid propriu, în care susținea ideea alianței cu Rusia. Aș face doar o mențiune pentru Grigore Mihail Sturza, cine era el de fapt, fiul domnului regulamentar, da, Mihail Sturza. Iar un aspect interesant este faptul că acest Grigore Mihail Sturza avea o fată, Maria, care era căsătorită cu fiul ministrului rus de externe, Gorciakov. Era căsătorită cu Constantin Gorciakov. Da? Și aici poate fi cumva interpretabil, să zicem, această dorință a lui Grigore Mihail Sturza de a încerca o alianță, cu Rusia. Evident, atât regele Carol, cât și o parte din clasa politică nu au văzut cu ochi buni, mai ales discursurile lui Grigore Mihail Sturza din Senat, cât și luările lui de poziție din presa românească. Un alt moment important a fost chestiunea indemnizațiilor de război. Experiența războiului din 1877-1878 a arătat că au existat unele contradicții între partea română și cea rusă, mai ales în ceea ce privește trecerea armatelor imperiale pe teritoriul României. Evident, au fost unele divergențe în legătură cu această chestiune și mai ales a despăgubirilor pe care trebuia să le plătească guvernul rus ca urmare a trecerii armatelor imperiale. Chestiunea avea să fie rezolvată abia în 1882. Și numai, zicem noi, datorită, să zicem, bunei relații care a existat între Nicolae Grețulescu, ministrul plenipotențial al României la Petersburg, și Nicolae Karlovici Gears. Cei doi având o relație foarte bună din perioada în care Gears era între 1859-1863, a fost consul al București. Astfel încât sunt aceste momente care au, zicem noi, că pot contribui la orientarea României spre o alianță cu Austro-Ungaria în 1883. Este interesant în acest context, mai ales în contextul anului 1883, cum s-a poziționat diplomația rusă față de această orientare a României. Au știut diplomații ruși dacă România făcuse pasul decisiv spre Austro-Ungaria și Germania? Să zicem mai mult că au avut unele supoziții, au avut unele informații, însă n-au fost niciodată sigur că România făcuse pasul decisiv. Erau convinși cumva din rapoartele pe care le-am văzut ale ministrului rus de la București că România intrase sub tutela Austro-Ungariei și Germaniei. Și au fost și câteva motive care au determinat să ajungă la aceste concluzii. Vizitele repetate ale lui Brătianu și ale lui Carol în Germania. Faptul că Austro-Ungaria crease la București postul de atașat militar străin. A fost primul post de asemenea natură creată de o putere străină la București. De fapt, dacă să urmăriți după 1883, și până spre 1912-13, perioada în care am reușit să studiez rapoartele diplomaților ruși de la București, a fost cumva o obsesie a lor legată de acest fapt. Dacă România făcuse pasul decisiv, dacă a încheiat o alianță, un tratat și ce conține. De asemenea, studiind, cred că undeva de-abia spre 1913, aflaseră într-adevăr că România făcuse pasul decisiv, dar nu știau, deci aflaseră că încheiase tratatul, dar nu știau exact prevederile acelui tratat. Un prim moment care putea să pună la încercare cele două diplomații românească și rusă a fost criza bulgară din anii 1885-1887. Cumva România era situată între cele două Rusii, cu ghilimele de rigoare. Pe de o parte, Rusia, adevărul Imperiul Rus, și Bulgaria. România putea deveni la 1885 un teatru de operațiuni militare. Nu a fost cazul. Cele două diplomații, să spunem că au fost discuții între cele două diplomații, statul român și-a declarat neutralitatea, ba mai mult, în martie 1886 s-a semnat
chiar pacea în urma războiului sârbo-bulgar chiar la București. Chiar în această perioadă, anilor 1885-1886, au fost și câteva intenții ale lui Carol de a merge la Petersburg. Aceste inițiative au rămas doar la stadiul de discuții și nimic nu s-a concretizat. Treptat după 1887 și până spre 1891-92, au fost cele mai tensionate relații dintre România și Rusia. Și aici sunt foarte multe chestiuni. Aș putea discuta destul de mult pe această chestiune, însă n-aș vrea să intru prea mult în detalii. Cert e că Rusia a avut cumva o atitudine ce nu tocmai corespunzătoare în momentul venirii prințului Ferdinand în România, în martie 1889. Dimpotrivă, presa rusă a dus o campanie foarte agresivă la adresa dinastiei de Hohenzollern. Apoi, în 1891, la 25 de ani, la jubileul regelui Carol, de asemenea asistăm la o răceală a diplomației ruse și a țarului Alexandru al III-lea vis-a-vis de România. Treptat însă, după 1891-1892, asistăm la o îmbunătățire a relațiilor româno-ruse. Și aș putea spune că momentele decisive ar fi o alianță matrimonială și o alianță politică-militară. Când spun alianță matrimonială, mă gândesc la căsătoria Mariei cu principele Ferdinand. Maria, da? Nepoata țarului Alexandru al II-lea și căsătoria acesteia cu Ferdinand în anul 1893. Dacă e cumva să ne amintim, în 1868, când s-a pus problema căsătoriei lui Carol, s-a ajuns chiar la posibilitatea ca prințul Carol să se căsătorească cu mama Mariei. Însă țarul Alexandru al II-lea avea să-i spună: aș fi bucuros să dau mâna fetei unei Hohenzollern, dar nu unui vasal al Imperiului Otoman, dat fiind statutul juridic al României din acea perioadă. Astfel încât această alianță matrimonială a dus la o îmbunătățire a relațiilor româno-ruse, aspect observat inclusiv de diplomații ruși de la București, de diplomații francezi de la București, cât și de regele Carol. Un alt moment important și aș vedea cumva legătură cele două momente, alianța matrimonială, ar fi cea politică-militară. Și anume mă refer la alianța între Franța și Rusia și ratificarea acestei convenții militare în 1893. Cumva după 1893 asistăm cumva la o schimbare a strategiei de politică externă, atât a Franței cât și a Rusiei vis-a-vis de România. Se încerca cumva o contrapondere la politica Austro-Ungariei și Germaniei. După acest moment, cu 1893, sunt câteva momente, sunt câteva semne, cumva, care anunță, să zicem, această îmbunătățire a relațiilor româno-ruse. În anul 1894, prințul Ferdinand participă la funeraliile țarului Alexandru al III-lea. Și a fost plăcut impresionat de primirea care i s-a făcut în capitala țării. Apoi, în anul 1896, are loc vizita prințesei Maria și a principelui Ferdinand la încoronarea țarului Nicolae al II-lea. De asemenea, după această vizită, atât regele Carol, cât și o parte din liderii politici din România au fost plăcut surprinși de modul în care a fost primit perechea princiară. Un alt moment important, l-aș vedea cel din 1897, când are loc vizita guvernatorului Basarabiei la București. Era prima vizită a unui guvernator al Basarabiei, la București, mă scuzați, la Iași, era prima vizită a unui guvernator al Basarabiei după anul 1878. Așadar, aproape 19 ani de la cedarea celor trei județe către Rusia, avea loc prima vizită a unui guvernator al Basarabiei la Iași, momentul avea să fie în noiembrie 1897. Cumva pe această linie a îmbunătățirii relațiilor româno-ruse, încadrăm noi și vizita regelui Carol în Rusia. Da. Moment, era prima vizită a lui Carol la Petersburg, la Moscova, iar momentul vizitei avea să fie interpretat în mod favorabil atât de diplomația românească cât și de diplomația rusă. Practic este momentul în care putem observa o îmbunătățire și îmbunătățirea relațiilor româno-ruse și după acest moment asistăm la relații, să zicem, normale între cele două state vecine. Dacă asistăm în 1898 la îmbunătățire, apropierea avea să se facă
în 1900, în 1916. Vă mulțumesc! Pentru expunere, foarte interesantă, concisă, clară. Tu să intrăm acum mai în actualitate cu domnul profesor Vasile Buca. Îndreptăm deja spre secolul 20, da? O să ne referim la 20 și cu accentul pe 21, așa cum am spus mai devreme. Doar punctez, pentru că noi am mai discutat aspectele acestea în relațiile româno-ruse, româno-sovietice, superarea relațiilor diplomatice în 1918, restabilirea în 9 iunie 1934, din nou ruperea relațiilor diplomatice în 1941, restabilirea în 1945. Am să mă refer mai mult, așa cum am spus, la evenimentele după destrămarea Uniunii Sovietice și după evenimentul din decembrie 89 din România, la relațiile politice. Părerea mea este că acestea au parcurs o evoluție sinuoasă, determinată de opțiunile diferite ale celor două state pe planul politicii externe. E vorba de dorința și, până la urmă, realizată aderării României la Uniunea Europeană și NATO. Nu mai mă refer că am mai vorbit despre momentul acesta din aprilie 91, ieșuarea ratificării tratatului româno-sovietic, încheiat la 5 aprilie, semnat la 5 aprilie, dar neratificat de cele două țări. Au trebuit să treacă din 91 până în 2003, numărați dumneavoastră ani, ca să poată fi semnat un nou tratat între cele două state. Principalele impedimente erau legate atât de chestiunile, în principal de chestiunile istorice, cu denunțarea pactului sovieto-german din 39 și problema soarta tezaurului românesc. În sfârșit, la 4 iulie a fost semnat acest tratat de privind relațiile prietenești de cooperare și de cooperare între România și Rusia. Noi am vorbit despre acest tratat în iunie, când am marcat 10 ani de la semnarea lui. Părerea mea este că a fost un tratat care a permis o impulsionare a relațiilor române, româno-ruse. Cele două probleme sensibile pe care le știți au fost soluționate prin o declarație semnată de cei doi miniștri de externe la vremea respectivă, în cazul denunțării pactului sovieto-german, se făcea precizarea, mă rog, condamnând și partea sovietică, partea rusă și partea română, pactul Ribbentrop-Molotov-39, precum și participarea României în cel de-al doilea război mondial de partea Germaniei. De rest, ambele părți își exprimă hotărârea de a depăși moștenirea negativă a trecutului totalitar și de a-și construi relațiile ținând seama de schimbările profunde care au avut loc în România, au loc în România și în Rusia și de experiența pozitivă acumulată în diverse domenii ale cooperării interstatare. Această formulă, după cum bine știți, nu insist asupra acestui lucru, n-a fost agreată de unii istorici care au apreciat că ca nepotrivită punerea pe același plan a cauzei și efectului. Cea de-a doua problemă, primind soarta tezaurului românesc, de o structură destul de sensibilă, a fost soluționată prin decizia de a crea o comisie comună de, eu o citesc din declarație, de interes public investită cu autoritate, constituită din istorici, componența căreia vor intra de asemenea specialiști în domeniul finanțelor, economie, arhivelor, muzeologii și în alte domenii în funcție de necesități. Comisia urmează să se ocupe de
studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, deci este mult mai largă, inclusiv problema tezaurului românesc. Aș trage atenția asupra sublinierilor făcute în timpul semnării acestui tratat semnat la Moscova, a președintului Putin, care a subliniat necesitatea orientării relațiilor românești spre viitor, româno-ruse spre viitor. Și îl citesc pe Putin, cel mai mare pentru istorie și foarte important, cel mai rău lucru pe care putem să-l facem, declară Putin, este să uităm trecutul. Trecutul nu trebuie însă să ne tragă de mânecă și să ne împiedice să mergem mai departe. În același spirit s-a pronunțat și președintele Ion Iliescu, care declarase la vremea respectivă, am hotărât să lăsăm trecutul în seama istoricilor, a politologilor și a sociologilor, iar noi să ne concentrăm asupra prezentului și viitorului. Istoria relațiilor română-ruse nu este una a veșnicilor confruntări și trebuie să spunem cetățenilor țărilor noastre întregul adevăr, atât luminile cât și umbrele acestor relații. Tratatul a fost ratificat în același an, întâi de Duma de Stat și după aceea în Parlamentul României. O apreciere, nu ne propunem acum să dezbatem relațiile româno-ruse, noi am mai făcut-o cu prilejul unor mese rotunde. E o apreciere personală că în plan politic, după 2004, deci după 2003, după semnarea acestui tratat, se creează totuși un teren favorabil pentru îmbunătățirea relațiilor. După părerea mea, însăși vizita președintelui nostru la Moscova, în februarie 2005, debutase, aș zice eu, auspicii încurajatoare, treptat însă, nu trebuie să vă spun dumneavoastră prea multe, această speranță s-a cam stins, declarațiile făcute de ambele părți, nu mi-e jenă să, adică, rușine să spun că, din păcate, unele din inițiativa noastră, dacă nu mare majoritate, nu au făcut altceva decât să înăsprească aceste relații, îndepărtând cu perspectiva unor contacte politice de anvergură. Așa se explică faptul că noi, haideți să o luăm din perioada sovietică, din 76, niciun șef de stat sovietic la vremea respectivă, rus, la ora actuală, n-a efectuat o vizită în România, ceea ce ar trebui să trezească niște semne de întrebare pentru politicienii noștri. Pe linie parlamentară a fost un debut promițător, am în vedere la cel mai înalt nivel. Ultima delegație parlamentară rusă a fost în 2007, condusă de președintele Senatului, cam de superioare la data respectivă. Îmbucurător este faptul că pe linia ministerilor de externe se menține, au loc aceste contacte care, zic eu, mențin la nivelul de avarie a relațiilor româno-ruse. Și dacă mă refer la ultima vizită întreprinsă la Moscova, februarie 2009, de Cristian Diaconescu, până mă refer la ultima, e penultima vizită, au fost contacte de ambele părți, s-au semnat câteva acorduri și eu aș remarca valoarea de simbol a acordului semnat între cele două țări în decembrie 2006, privind statutul juridic al locurilor de urmare a militarilor români și ruși aflate pe teritoriile celor două țări. Este un lucru bun și ca urmare a acestui acord, prin câte știu eu, funcționează la Moscova un reprezentant al cultului eroilor, de la București, reprezentant în cadrul atașatului militar, dacă nu independent, dar atașatul militar, un diplomat care se ocupă de regimul locurilor de înrumare. Pozitiv este, și aici, într-adevăr, este ultima vizită a Ministrului de Externe Corlățeanu la Moscova.
Vom vorbi de omologul său, domnul Lavrov, la Consiliul Federației, chiar dacă n-a fost la nivel de vârf, la nivel de președinte de comisii, ca și în Dumă, cred că asta a fost, totuși, e un moment care sper să ducă la începerea unor contacte la un nivel superior. Semnarea cu prilejul vizitei domnului Cozațean la Moscova acestui acord privind deschiderea pe bază de reciprocitate a centrelor culturale în capitalele celor două țări este încurajatoare, din câte știu eu, e cam al treilea acord în acest sens semnat, dar nerealizat, să dea Dumnezeu ca să vedem deschise cele două centre, pentru că mă refer în primul rând la cei interesați de acest spațiu, ar fi un mare ajutor, mai ales în accesul la o serie de lucrări apărute la Moscova și bănuiesc că și din partea rusă s-ar manifesta interes pentru ceea ce apare la București. Despre relațiile economice n-am să vorbesc, că am vorbit de la trecut, a fost aici domnul Mircea Toader, care a vorbit pe larg. Se poate spune că se înregistrează totuși cu un progres, menținând 4,4 miliarde de dolari la sfârșitul 2012. Nu este la nivelul potențialului celor două țări, însă se poate spune că este încurajator. Descurajator este acest decalaj care se menține între importul și exportul românesc. Este bine că funcționează, a fost o perioadă când nu funcționa această comisie interdepartamentală de colaborare economică și științifică dintre cele două țări. Capitolul unde cred eu că s-au realizat o serie de progrese în ultimii trei ani este cel al relațiilor cultural-științifice. Aici am vorbit, doamna Olteanu, șefa catedrei, spune așa, dânsa, departamentul de filologie rusă a Universității București este prezentă, a fost la masa rotundă din iunie, ne-a vorbit despre relații culturale. Cred că acesta este câmpul pe care ar trebui să-l arăm așa mai serios și noi și partea rusă, pentru că are ca obiect contactele interumane, ceea ce este deosebit de important pentru noi. Și vorbeam în ultimii trei ani, în 2010, o acțiune de amploare și care s-a bucurat de un mare succes a fost Zilele Filmului Românesc la Moscova, Zilele Culturii Românești în Federația Rusă în 2012, cu manifestări Moscova, San Petersburg, Velichii Novgorod, concerte ale Operei Naționale din București, ale Operei din Iași, spectacole de folclor, expoziții de fotografii, vizionare de filme, spectacole de teatru, Festivalul Filmului Rus în România, replică la cel românesc, în octombrie 2010, Zilele Culturii Spirituale ale Rusiei și în România, în mai-noiembrie 2011, sub egida Ministerilor Culturii din cele două țări, o săptămână a filmelor rusești, o concert cu orchestre academice, simfonice și a filarmonice din Moscova, gala soliștilor renumiți la teatrele de operă din Rusia, participarea pentru prima oară la Târgul de Carte Gaudeamus, prima participare rusească după 1989, Zilele Culturii Ruse, noiembrie 2012, în România, Zilele Tarkovski, care s-a bucurat de asemenea de un mare succes, îmi amintesc audiența de la Muzeul Țăranului Român, în februarie 2013, un medalion de familie Alexei German, din păcate tatăl Alexei German Junior a decedat, urma și dânsul să participe la această manifestare la studio cine a fost, cred că a constatat interesul românilor pentru cinematografia rusă. În mod deosebit am mai vorbit despre colaborarea
aș zice, excelent între Academiile Române de Știință din România și Academia de Științe din Rusia, activitatea deosebit de rudnică a Comisiei Mixte de Instituții Română-Rusă, care anul trecut s-a întrunit în a 17-a sesiune, la anul urma să fie următoarea în Federația Rusă. Sigur, provin de faptul că doamna Pocifaiacova este aici, este strâns legată de această comisie privind studierea istoriei celor două țări și a deosebirea tezaurului. Tot în nume personal, nu pot să spun decât că de exprimă regretul pentru mersul lent al activității acestei colaborări. Părerea mea este că fără o decizie politică nu vom putea asista la un progres în activitatea acestei comisii, animată de cele mai bune intenții. Amintesc, apropo de Academie, că la Academia Română, acum 5 ani, a avut loc o sesiune științifică consacrată unirea 130 de ani de la stabilirea sau diplomat cele cele două țări. Tot la Academia Română, în noiembrie 2012, a avut loc ceremonia prilejită de donare către Biblioteca Academiei a integralei manuscriselor Dimitrie Cantemir, 25 de volume, și vernisajul expoziției Dimitrie Cantemir, un cărturar de tip renascentist. Dacă ne referim și la interesul față de limba rusă în România, aici doamna profesor Olteanu poate să mă critique, părerea mea este că s-a plăs un nivel mult scăzut față de nivelul de redare a limbii ruse în alte foste țări socialiste. Dacă informația dată de pe site-ul Ministerului de Externe este corectă, în România mai funcționează 24 de școli cu predare în limba rusă în județele Turcia, Brăila, Suceava și Constanța. Eu sunt de întrebare, poate că pendulul o să înceapă cumva să se întoarcă spre centru. Nu se poate, dacă ne gândim în alte state, nu vorbesc numai de socialiste, ci în state din Occident, interesul față de limba rusă este mult mai mare. Mă apropii de sfârșit, părerea mea este că după această perioadă de răceală, de declarații contraproductive, adesea de uz intern, de tensiuni inutile, se impune totuși schimbarea mentalității, depășirea inerției la nivelul clasei politice și a opiniei publice, trecerea de la declarații de intenții la o abordare responsabilă, pragmatică, agendei româno-ruse. Respectând angajamentele pe care ar fi să le-am asumat aderând la NATO și la Uniunea Europeană, părerea mea este că asta nu trebuie să fie un impediment, pentru că în relația cu Federația Rusă să adoptăm o atitudine demnă, responsabilă, dar pornind și de la interesele naționale ale României. Și părerea mea e că poate fi dezvoltată o relație cu Federația Rusă, dedramatizată, normal. Dar și adăugă aici și un alt argument, apartenența noastră la spațiu ortodox comun, și asta ar trebui să fie un import pentru găsirea căi de impulsionare acestor relații. Și în încheiere definitiv, am mai spus eu câteva la acest centru, spun și acum, modelul pe care ar trebui să-l urmăm în relația cu Federația Rusă este modelul poloneț. Nu numai pe plan economic, cum o facem de obicei, invidindu-i oarecum pe polonez, dar și în relațiile cu Federația Rusă. Polonia, cum eu s-ar foarte încărcată în relația cu fosta Rusie, cu Uniunea Sovietică, a reușit, și aș zice eu, aici este vorba de cultura politică a clasei conducătoare, a reușit să creeze un mecanism de lucru, de colaborare cu Federația Rusă, pe care n-ar strica să-l studiem măcar, dacă nu, să-l adoptăm. Am în vedere înțelegerile acestea care s-au realizat privind crearea unui comitet pentru problemele strategiei colaborării româno-ruse.
condus de ministrii de externe, Forum Român-Rus al, Român-Polon al societății civile. Îmbucurător este că am văzut într-o declarație a domnului Bogdan Aurescu, este și aici, este ideea asta. A început parcă să înfirică și la mine ceva și am în vedere experiența dobândită din Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale a Academiei, institutul condus de domnul Dan Dungaciu, care a organizat anul trecut o masă rotundă, care a întâlnit politologi ruși și români. Anul acesta la INION, la Institutul de Informație Științifică pentru Științele Sociale din Moscova, s-a realizat de asemenea o replică cu participarea politologilor români și ruși. Da, doamne, cum spun eu, ca această idee să continue, pentru că fără acest dialog va fi foarte greu să avansăm. Vreau să vă spun că există și în relația cu Polonia și Rusia un forum al al regiunilor, republicilor, al subiecților Federației Ruse și subiecților Republicii Populare Poloniei, care are deosebită importanță. Un forum al tinerilor politologi. Aici e speranța că să se întâlnească tinerii, să încearcă să dezbată probleme de interes comun. Nu am fost chiar de sfârșit, atunci 15 minute. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Revin la ideea aceasta că interesul nostru este să poate și din rândul dumneavoastră să primim sugestii în legătură cu modul în care vedem noi aceste relații, ce s-ar putea face pentru normalizarea lor. Că dacă ne lăsăm numai în seama politicienilor sau modul în care mass media face acest lucru, vom intra într-o uliță de asta, în sens... Fundat. Mulțumesc.